Vă salut pe toți, bine ați venit la concursul de cultură generală. Super oițele întreabă, super copiii răspund, nu? Bună, Rebecca, ea este invitata mea, Rebecca. Tot astronaut urmează să devii? Nu. Opa, astronaută. Nu, dar ce? Oftalmolog sau profesor de fizică sau de matematică. Și când ne hotărâm? Probabil în clasa 5, nu știu. De atunci, da. Bun. Succes, frumoase meserii. Dar muzica ce loc își mai are în viața ta? Îți place? Asculți? Cânti? Da, nu prea cânt, vreo 3. Cam așa. Vreo 3 ce? Locul 3? Da, locul 3. După? După dans, pe locul 1 e joacă. Bravo! Hai să începem concursul, da? Da. Prima întrebare. Care dintre instrumentele de mai jos... Instrumente muzicale, da. Nu de mai jos din poziția de aici. Este specific românesc. Și am patru variante de răspuns. Vioară, nai, pian sau tobă? Nai. Nai, răspuns corect, bravo! Nai să pleci de aici fără premiu dacă mai continuăm cu răspunsuri de genul ăsta. Felicitări! Ai auzit de un aist? Da. Român? Cine? Gheorghe Zanfir. Bravo! Felicitări! Cel mai cunoscut, practic la un moment dat a fost cel mai cunoscut român de pe planetă. Da? La un moment dat, da. De pe planetă? Da. Să știi. Îl știau și chinezii? Da. Chiar a avut turnee și în Australia, a avut turnee și în America și da, peste tot. Așa, mergem mai departe. Bine. Pentru ce instrumente muzicale este recunoscut George Enescu? George Enescu, ai auzit de el, da? Da, am auzit. Da. Este un compozitor, dar român. Totuși a cântat la niște instrumente. Și întrebarea e așa, variantele de răspuns. Pian și fluier, chitară și nai, vioară și pian sau vioară și nai? Vioară și pian. Vioară și pian, era un foarte bun instrumentist cu o memorie extraordinară. Asculta o lucrare acum și ți-o putea cânta la pian din este memorie. Este două zile? Nu, atunci imediat o învăța, fără să se uite pe partitură, o asculta și putea să o redea. Da, la instrument. Așa făcea și o prietenă de-a mea, Ștefania. Îi punea o melodie de la pian, Beethoven, nu știu cine era, Strauss, Bach, nu știu. Și putea să o... Da, ți-o cânta din memorie. Frumos. Cel puțin jumătate din ea ți-o cânta din memorie. Întrebarea cu numărul 3. De pe ce linie a portativului începe cheia sol? Prima, a doua, a treia sau a patra? Începe. Cheia sol. Cum începe desenul? Știi cum arată cheia da, sol? Da, da, știu. O chestie așa, după are așa. Așa. De unde începe primul punct? De unde începi să o desenezi? De pe treia linie. Nu, de pe... Hai, imaginează-ți portativul. Da, de pe a treia. De pe a treia? Da. E de pe a doua, dar e bine că ai greșit ca să ții minte că e de pe a doua. Da. Da? Hai, întrebarea următoare. Da. Completează versurile. În căsuța din pădure aveau casă 2 bursuci, 3 iepurași, 2 pitici, 2 veverițe și aș vrea să cânți. În căsuța din pădure. Da, cântă. În căsuța din pădure aveau casă 2 bursuci. 2 pitici. Eu țin minte când eram mic că era așa, în căsuța din pădure aveau casă 2 bursuci. Da, cum să aibă casă. Vine pupăza și spune. Vreau să stau și eu aici. Nu, vreau să stau și tu să urci. De-aia zis bursuci. Sunt ce ai zis tu că sunt? Pitici. Pitici, 2 pitici, răspuns corect. Știi că superoița Lunita de la Profi se pregătește să plece cu tine. Mai avem câte întrebări? Ia să vedem unde suntem la întrebarea cu numărul 5. Care este prima notă muzicală? Do. Re, mi sau fa? Do. Asta e din gama do major sau do minor. Răspuns corect, do. Felicitări, felicitări, nu știu ce aplauze se aud aici pentru tine. Felicitări, draga mea, Rebecca. Ți-a plăcut? Da. Da? Bine, să știi că poți să o iei pe Lunita. De unde e? Cu de tine. Ce? Acolo. Exact. Mersi. Faceți cunoștință, Rebecca, Lunita. Noi vă mulțumim pentru această frumoasă
zi de concurs de cultură generală. Superoița Lunita de la Profi și Rebecca au fost personajele principale. Data viitoare ne vedem cu Noris și întrebările sugerate de Marțescu. La revedere!